Tunera Giurgiu a întâlnit aseară la Bolintin de Alpe, ocupanta locului 2 din Seria Nord, formația Vântul Florești, în prima semifinală a play-off-ului pentru stabilirea campioanei județului. Cotată ca favorită la câștigarea campionatului, Tunera a trebuit să se recunoască învinsă după un 1-1 la finalul celor 90 de minute regulamentare și a prelungirilor și după un 5-6 la loteria penalturilor. Așadar, prima finalistă în partida pentru câștigarea campionatului a devenit formația Vântul Florești. Cea de-a doua semifinală pune față în față astăzi tot pe stadionul din Bolintin de Alpe campioana în titlu Arsenal Malu, care va întâlni câștigătoarea Seriei Nord pe ASE Singureni. Mâine avem un meci foarte greu. Toate meciurile din campionat au fost grele, dar acum meciurile din play-off sunt cele mai importante. E un sigur meci și avem voie să facem pași greșit. Tot lotul este valid. Mergem cu încredere, jucăm cu o echipă puternică, locul 1 din Seria Nord, pe ASE Singureni, dar prin forța grupului și prin dorința noastră de victorie, sper să fim învingătorii și să reușim să jucăm finala play-off-ului pentru desemnarea campioanei județului. Staful mălurenilor a fost aseară la partida din prima semifinală pentru a studia potențiala adversară, sperând chiar la o revanșă în fața Dunării într-o eventuală finală. Vom merge astăzi să urmărim acest meci pentru că una din cele două echipe va califica în finală, iar noi avem o șansă de a juca în finala potriva uneia din cele două echipe și trebuie să ne informăm cu privire la aceste două echipe. Nu neapărat îmi doresc Dunărea în finală. Cine e mai bun astăzi să câștige și cu oricine vom juca în finală, noi vom merge la victorie. În eventualitatea unei victorii și în partida de azi și în finala de sâmbătă, Arsenal va întâlni la barajul pentru accederea în Liga a 4-a o echipă titrată Progresul București, campioana capitalei. Este posibil să vă întâlniți cu Progresul București? Cum ar fi o asemenea întâlnire? Da, mai e mult până la barajul interzetean, mai avem de jucat două meciuri grele, sper să le câștigăm, dar ar fi onoare să jucăm împotriva unei formații încărcate de istorie, o formație veche și cu foarte multă tradiție în fotbalul românesc, care din păcate, așa cum multe altele din țară au ajuns în ligile inferioare. Cum spuneam, e o onoare să jucăm împotriva lor, dar bineînțeles vom merge să câștigăm cele două duble manșe împotriva Progresului, bineînțeles dacă noi vom câștiga titlul de campionă și ne dorim din suflet să promovăm în Liga a 3-a în acest an. Așadar, în această seară, de la orele 18, pe stadionul din Bolintin de Alpe, a început a doua semifinală a play-off-ului campionatului județean, cu Arsenal Malu în fața câștigătoarei Seriei Nord, ASE Singureni.